4 prahoveni, printre care și un copil, au fost accidentați de autoturisme în ultimele două zile. 3 dintre pietoni traversau neregulamentar, însă unul a fost lovit chiar pe o trecere de pietoni din Ploiești. Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină în această dimineață la 2 incidente în care au fost implicați pietoni. Unul dintre ele a avut loc în zona Cantacuzino, iar evenimentul acesta nu s-a soldat cu transportarea la spital a pietonului. Cel de-al doilea a avut loc pe strada 8 martie. Acesta a fost mai grav. Pietonul a fost acroșat pe trecerea pentru pietoni din primele cercetări ale polițiștilor. Victima a fost transportată din nefericire la spital. Pentru a preveni riscul de accidente din județ, Inspectoratul de Poliție Prahova a demarat o campanie inedită care se adresează elevilor școlilor de șoferi. Demersul de prevenire are ca scop reducerea riscului de implicare în accidente a viitorilor conducători auto, pe fondul lipsei de experiență, a teribilismului sau a neatenției în traficul rutier. Cei care sunt înscriși la cursurile școlilor de șoferi au urmărit materialele prezentate de polițiști cu elemente de conduită preventivă, bazate pe date tehnico-științifice rezultate în urma analizării unor accidente rutiere petrecute în țară sau în străinătate.